Mă numesc Sava Canelia și voi recita poezia Două mâințe și un motan de Iana Șurca. Două mâințe și un motan stau de vorbă pe divan. Eu, se plânge cea mai mică, nu mai vreau să fiu pisică. Care e motivul? Miau! Pur și simplu, nu mai vreau! Nu mai pot trăi așa! Cred că merit altceva. Ah, în junglă de-aș trăi, o panteră de-aș fi, sau leoaică, zi de zi fericită m-aș trezi. Nu-ți doresc așa ceva, zice mâința cea mai mare. Știi că în junglă, draga mea, nu e ca pe canapea, e întuneric și recoare, eu de pildă. Știi ce aș vrea? Să călătoresc, aș da orice pentru a vedea măr sub cer de peruzea. Țări care se vor bucura să-mi aștearnă flori în cale și să-mi cânte o sanale. Iar pe dâmp de porțelan să-mi dea zaharicale, dulci felii de pan de șpan, whiskers, chetică, plătică, o, ce viață de pisică! Zice atunci cine trofan, că așa o cheamă pe motan. Vă ascult, vă tot ascult și un lucru am priceput. Să rămân așa cum sunt. Mie-mi place că-s motan și mi-e bine pe divan. N-aș vrea să călătoresc în junglă, ori să fac o cale lungă către țări îndepărtate. Eu acasă am de toate. Miau! Stau de vorbă pe divan, două mâințe și un motan.